și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Într-o seară de august, într-o perioadă încă de vacanță pentru unii, evident am ales de fapt un subiect care să ne bine dispună, care să ne recreeze, care să ne îndrume către lucruri pe care ar trebui să le facem pentru binele nostru. Cu siguranță vă aduceți aminte și televiziunea noastră a prezentat pe mai multe ori acest subiect. Faptul că în orașul nostru există o salină. Nu este o salină naturală, așa cum probabil mulți ar fi așteptat, că nu avem cum. Toată lumea știe că în zona aceasta nu există așa ceva, iar cea mai apropiată se află la câteva sute de kilometri, fiind salina de la Prahova. Dar ingeniozitatea omului nu are limite. Și oamenii s-au gândit că dacă le este de multe ori greu să ajungă în mijlocul naturii, într-o salină, să spunem, de ce n-ar putea să o aducă la ei acasă? Au apărut în țară astfel de inițiative și iată că și la Giurgiu, de câțiva ani, există așa ceva. Așa cum spuneam, noi am mai prezentat acest subiect, dar cum a evoluat între timp și poate multe alte lucruri care n-au fost puse la timpul potrivit, le vom afla în această seară de la invitații mei. Sunt cei doi părinți și veți vedea de ce spun așa, ai salinei de la Giurgiu. Este vorba de doamna Gigica și domnul Geo Peptănaru, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și mulțumim pentru invitație! Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Spuneam părinții acestei saline, pentru că dumneavoastră, din discuțiile pe care le-am avut, am aflat că o considerați un fel de copil al dumneavoastră și pentru un motiv foarte bine întemeiat. De ce, doamna Gigica? A durat 9 luni până s-a născut. Deci sămânța a fost implementată cu 9 luni înainte de a o deschide. Deci practic 9 luni de zile a durat și realizarea. 9 luni de zile a durat realizarea și eu i-am dat definiția că e al doilea copil al nostru făcut la bătrânețe. Să știți că copiii apăruți mai târziu sunt mai iubiți, dar acum să nu creadă ceilalți care sunt primii că părinții nu-i iubesc. Nu. Ba, sunt mai răsfățați, hai să spunem așa, mai răsfățați, nu neapărat mai iubiți, sunt mai răsfățați. Dar ăsta a fost copilul pe care nu l-am dorit. A apărut așa, dintr-o năzărire a soțului meu. O să vă destăinuie el cum a apărut sămânța de a face această lumea salină. Lumea se gândește ce să facă, eu știu, fie din pasiune, fie ca afacere, dar totuși o salină e mai puțin întâlnit lucrul acesta, chiar în țară, deși există. Da, e adevărat. Eu am auzit de la Radio România Actualități această știre. La Oradea, într-un apartament de bloc, s-a înființat o salină artificială și am stat, eu m-am gândit, era pe la sfârșitul ianuarie și m-am gândit, mă, dacă l-a putut să facă într-un apartament de bloc, eu de ce n-aș putea în curte să construiesc ceva? Sau un spațiu mai sau unde mare, sau unde aveam ceva făcut, să nu o transform într-o salină. Și am început să mă interesez, am fost la București, erau atunci două saline, acum nu știu câte sunt, era una în Cotroceni, am găsit-o cu greu, dar am găsit-o, ne-am dus, am vizitat-o, ne-am interesat, prea multe lucruri nu mi s-a spus, că așa e românul, zice, îi fur ideea. Și pe urmă am fost într-un weekend la Slănic Prahova, mai fusesem când eram pionier. Eu am prins perioada aia. Da, cu, era că, așa, da. Așa. Și m-am dus într-o tabără, da. Și ne-a dus în vizită la salină. Și era Grota Miresei atunci, acum n-am mai găsit-o, acum 3 ani, n-am mai găsit Grota Miresei, s-a prăbușit. A, nu mai există? Nu, s-a prăbușit. Am fost la Muzeul Sării, am fost la, pentru cei care nu știu o să spun, că în Slănic Prahova sunt două mine. E mina Unirea aia care se vizitează, mai celebră cu liftul a căzut acum un an sau acum doi, și mai e una, Victoria, care se exploatează sare și acum. Deci în Unirea e numai de vizitat. Am fost și la Victoria, m-am interesat la desfacere, dacă pot eu ca persoană fizică să iau sare, cum să fac, am luat numere de telefon. Și
1 septembrie m-am apucat de treabă, ca să zic așa. Avem locația. Și imagini, da. Noi am filmat de curând, da. Imagini de acolo. Da. Și am deci am amenajat la subsol o cameră de 6x4, deci nu e mare, e 24 de metri pătrați, în care am adus aproape 24 de tone de sare. Sare bolovani, dar nu așa cum sunt, erau mult, da, mai mari. A trebuit noi să-i spargem, să-i așezăm, să... Dar cei de la Salină, când v-ați dus și le-ați spus că vreți să cumpărați 24 de tone de, da, sare, ce au zis? Bine, pentru ei nu era... Păi, nu, da, dar dumneavoastră erați o persoană fizică. Da, a zis că vând și la persoane fizice, nu-i nicio problemă. Așa, în, da, cantitățile astea, da, mari? Da, da, a zis, nu-i nicio problemă, zice, vindem la toată lumea. Bine, normal că ei își luau banii, dar... Așa că, eu știu, mai hazliu să spun... Am fost spre 11 noiembrie și am luat sarea și mi-a spus la ora 8 să fim acolo. Noi la 8 fără 10 am fost prezenți. Și când să intrăm înspre Salină, înspre fabrică, era perioada aia cu aprovizionarea de sare pentru dezăpezire. Pentru drumuri, da. Și era, deci, 1,5 km de tiruri. Era coada și șoferul cu care eram zice, brei, nu plecăm nici în 2 zile de aici. Când am auzit, așa m-a trecut un fior și i-am zis, dă-i și tu ușor așa pe lângă ei, până la aproape de poartă, era sediul administrativ. Ați furanțel startul. Și i-am dat telefon persoanei de la desfacere și zice, bune, sunteți, suntem în față. Păi ce veniți încoace când mi-a zis să mă duc? Deci eu nu aveam treabă cu sarea, nu îi deranjam. Eu luam sare bolovani, ei erau cu sarea vrac sau la saci. Da. Și am mers, eu știu, de la 8 până la ora 13, așa am reușit să încărcăm, că erau și acolo, aduceau de jos, o aduceau și cu camioanele, era și sare scoasă, erau bolovani, da, imenși. Da, dar mai și era cineva care cu picamărul. Cumpăra bolovane așa ca dumneavoastră? Mai erau care cumpărau în cantități mai mici. Pun niște furgonete pentru animale, eu știu, pentru... Deci cantități mici, nu... Da. Sau, eu știu, pentru magazine, ceva, care vindeau tot pentru animale. Da, bolovani. Da. Și alegeau pe aia mai mici, da. A, se, nu, poate, da, se poate asculta. Pentru asta o să ne spuneți dumneavoastră, da, că dumneavoastră sunteți responsabilă cu partea artistică. Da. Și până ne-am apucat de așezat sarea, prima dată am luat și noi pălea care erau mai frumoase, așa, să așezau mai bine. Până ne-a venit ideea cu susținerea de am făcut patrația și cu scândurile ca să fie o protecție. Ea e așezată bine acolo, dar să fie un pic de protecție, că cineva a văzut și pe Facebook, a zis, a, e pe rafturi, ca la magazin. Mm-hmm. Deci nu, e bolovan peste bolovan, deci partea cu scândurile și cu... e numai în față atât, deci nu are nicio treabă de... Da. Și în, la sfârșitul lui ianuarie am terminat de așezat. Da. Puțin, de-abia, da, am început, avem un telefon. Seamănă, domnul. Bună seara! Și invitațiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă laud această inițiativă, pentru că am ieșit din zona poliției, jandarmeriei și nu știu mai ce. Și mai sunt și alte domenii care ne-ar interesa. Așa, ziceți. Domnul doctor mă cunoaște că mi-a reparat între ghilimele dantura. Dar legat de Salină, ce aveți de spus? Ați vizitat-o? N-am vizitat-o, cu toate că aveam programarea dânsul, dar o curiozitate. Ce legătoare dantura cu Salină? Ia vedeți. O întrebare de la un telespectator. Ce legătură are? Principala legătură ar fi că și dantura, deci și meseria mea, tehnician dentar, și sarea, deci Salina care am făcut-o, e pentru sănătatea oamenilor. Ca să fiu scurt așa. Dar de ce trebuia să existe la o legătură? Este o pasiune, da, o încercare inedită pe care familia Peptănaru a adus-o, da, în orașul nostru. Deci fără falsă modestie, am satisfacția că am fost primul în orașul ăsta care am făcut salina artificială. Da, e adevărat. Da. Altă opinie? Vă mulțumim mult pentru... Sau altă întrebări. Da, da, bun. Și noi vă mulțumim. Noi vă mulțumim. La revedere. O întrebare firească până la urmă, da, pentru, da, că meseria dumneavoastră de tehnician, da, stomatolog, o familie, da, de, nu, stomatologi, nu, pentru că și, da, fiul dumneavoastră este medic, lucrați, da, împreună.
Vedeți, lumea întreabă de ce. Da. Exact cum am întrebat și eu. De ce ați făcut o salină? Exact cum am întrebat și eu. Să știți că în, și eu sunt tot în domeniu, sunt asistentă de farmacie. Ce-i drept, școala am făcut-o târziu, am făcut-o la bătrânețe. Ca și ei, nu mai spuneți adia, cred că e doar că spuneți da, ce să-i faci ăsta, când treci de 50 de ani, ce da, poți să-i spui toată că ești tânăr? Aș vrea să... Știți cât îmi doresc să dau 30 de ani înapoi? E, nu sunteți singura, dar nu vrea să ia nimeni. Și asta cu salina, cu sănătatea, noi întotdeauna în casă, să știți că în afară de problemele noastre de zi cu zi, că toată lumea are probleme, toată lumea își pune întrebarea ce face mâine, cum este, politica, cu tot ce da. Să știți că ne gândim și la oameni, ne-am gândit și la oameni, pentru că Giurgiu, faptul că este un oraș mai sărac, că să recunoaștem că totuși este un oraș mai sărac, are și foarte mulți oameni bolnavi. Și în rândul copiilor imunitatea e la pământ. Și bine, mai copii, beneficiem, ca să spun așa între ghilimele, și o lipsă de educație, că nici nu prea ne preocupăm de sănătatea noastră decât în momentul în care ajungem la limită, da, și nu avem încotro. Da, da, asta e greșeala, că nu e o prioritate, e o greșeală pentru om. Da. Deci ai lasă, că mă duc eu la doctor. Exact. Da, și având să fac și întâi nu știu ce. Mic, și tot timpul cu probleme, cu roșu în gât, cu amigdalită. Probleme pe de aici care ne-am gândit și am zis, au, da. Da. De ce n-am putea să facem noi ceva pentru orașul ăsta? Adică să facem bine ceva, să pentru să niște ceva. Știți, adică de ce făcut, se întreabă lumea? Da. Pentru că deci în general, o afacere de familie. Da. Exact. În general, da, cei care vor să facă așa ce faceți dumneavoastră, exact cum spuneți, o afacere de familie, se gândesc un magazin, o terasă, o cârciumă. La asta se gândesc în general. Acum să fim cum să corecți, de aceea... sau cum să fim realiști. Astea sunt care merg. Da. Deci e singura, cu mâncarea, băutura, astea merg. De aceea când da, cineva apare restul, cu da, un astfel de lucru inedit. Da. Și care se referă sănătății, să spun așa, care e adresată directă, cu adresare directă sănătății. Normal că, vedeți, strânește da, da, mirare. Adică să vă apucați să cărați tone de sare, de ce? Ca să faceți, să creați un spațiu în care oamenii să se vindece? E curios. Plus că și, lumea încă și nu... în alte timpuri existau doctori fără de arginți, care se gândeau la cei pe care îi tratau, da, și mai puțin la ei, mergeau la cei care erau bolnavi de holeră sau de, nu știu, alte boli contagioase, cu risc ridicat, și mergeau și îi tratau, îi vindecau. Așa că din mai păcate, există și oamenii alea, din ăștia care se gândesc la ceilalți. Nu mai sunt. Acum e domnia banului. Da, da, da. Să ne întoarcem la salină, pentru că încă sunt multe de spus despre acest lucru, până vom ajunge să vorbim și de beneficiile pe care le are. Încă suntem la construcție. Da. Deci ați adus sarea. Pe 11 noiembrie și am lucrat cu fiul meu, cu scrâm eu și cu un băiat. Chiar afacere de familie a fost. Apropiat. Da, da, da. Păi a fost în regie proprie. În ca muncă, să zic așa, familie, da. Da, da. Și lucram seara până la 10-11 acolo, liniștiți că nu deranjam pe nimeni. Și la sfârșitul lui ianuarie am reușit să așezăm sarea. Deci, da, așa, stați puțin. Da. Luăm așa, pas cu pas. Da. Doamna Gigi, ia spuneți, cum a fost cu sarea? Ia spuneți. Eu pot să spun că a fost primul pacient. Nu cum a fost, nu, până ați așezat-o acolo, când ați văzut-o în curte. Până am așezat-o, când am văzut că a descărcat tirul în poartă și mă uitam cu ochii că... Două vorbe vreau să spun. Da. Atunci, pe 11 noiembrie, n-a plouat în ziua aia, dar înainte plouase. Și strada Nicolae Titurescu, fostă partizană, cunoaște toată lumea cum e. Și când am venit noi cu tirul, noi așezasem undeva mai în spate, în curte, niște folie, nu știu ce, ca să răsturnăm sarea, să o basculăm. A încercat băiatul ăla de vreo 5 ori, dacă era noroi și patina, și n-am reușit. Și atunci am zis, basculează-o aici la poartă. Și am basculat-o la poartă și a trebuit să o cărăm cu brațele, da. Și am cărat
după la 5 după amiază și până la 11, 12. Și era tot timpul cu ochii pe cer, da? Să nu înceapă ploaia. Să nu înceapă ploaia, că vă dați seama. Da. Da. Oricum era întuneric. Deci, practic, dacă aveți ghinionul... Să plouă? Bine. Trebuia să stăm să usuce. Da, că erau niște pierderi, dar nu prea multe, vă dați seama, că ea nu se topește așa. Făceam pe stradă un, eu știu, băi cu namol, da. Cu sare, cu sare, terapie, da. Cu sare și în stradă. Da, dar atunci știu că s-a chinuit băiatul ăla și fiind tirul la mare, vă dați seama, da, patina și nu reușea să bage pe poartă, că, adică poarta era destul de mare, avea loc, dar în condițiile alea nu mergea. Și atunci am masculat-o la poartă și începi să cari, să... În cât timp ați reușit să o cărați? În noaptea aia ați cărat-o, în ziua? Am cărat-o, n-aveam unde să o punem, pentru că nu puteam să o punem direct. Am deci pus-o, în interior am dus, am băgat-o cam în 12 jos, ore. Am dus-o deci jos. Deci trebuie să spunem că Salina este undeva la subsol. La subsol, da, și am dus o parte jos, în mijloc, așa, ca să nu-i incomodeze, ca să putem să aranjăm pe margine, și o parte sus și o parte a rămas afară pe folie, pe care am învelit-o peste noapte și am cărat-o în zilele următoare, da? Și a trebuit să o spargem, să o așezăm, că v-am spus, erau blocuri mari. Și ați avut în momentul în care ați așezat-o, ați urmărit o anumită așezare sau... Am urmărit că... așa, un pic, să aibă o linie, că nu puteam să facem... Și stabilitate. Da, da, și stabilitate. Da, și da. Am început prima dată cu bucățile, v-am zis eu, mai drepte, mai frumoase, și acolo în partea aia, să zic așa, zidul, în ghilimele, că nu e un zid, dar e pusă una peste alta, are vreo 75 centimetri. Deci bucățile de... Da, 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 lungime. Dar, da, ele... grosimea zidului, să zic așa. Și pe urmă, pe alte, bine, dar cam la 50. Dar există spațiu între ele. Asta. Spațiul ăla e benefic, spațiul ăla, pentru da. Curenții de aer circulă pe acolo și degajă mai ușor ionii negativi de sodiu, că aia sunt valoroși. Da. Aia sunt valoroși și ajută la... Adică mă gândesc că fiind spațiul relativ mic, trebuie folosită fiecare da, fațetă. Da, păi noi am căutat să, da, să fie cât mai compactă. Bulgărelui de da, sare. Cât mai compactă, dar v-am spus faptul că ei au spațiu între ei, circulă aerul și degajă ionii negativi mai mult. Se spune că la o salină în asta artificială ar fi de 3 ori, 3-4 ori e mai concentrată decât salina naturală. Salina naturală, peretele e drept, cum a fost exploatată. E drept. Și eu mai le spun așa la pacienți, e pe sistemul caloriferului. Știți, caloriferul, dacă îl întinzi, e o suprafață mult mai mare, că el, ați văzut, că e armonică. Da. Și așa și aici. Deci suprafața e mult mai mare din care să degaje ionii de sodiu. Da, vin și spațiul... Da, da. Și ați văzut că bulgării de sare nu sunt netezi. Da. Sunt da. Cristalele sunt ieșite în afară. Da. Faptul că sunt cristalele ieșite în afară, ele ajută prin frecarea aerului să elimine mai mult, să degaje mai mult aerosolul. De fapt, da, aerosolii. Da. Aerosolii. Să spune că ajunge până la 20 de miligrame de sare într-un metru cub, deci în salină. Eu vă spun din experiență și n-am niciun interes să mint, poate să confirme cine au fost și au stat cel puțin o oră acolo, când ieși la afară, să simte pe buză gustul sărat. Da, deci, da, noi am avut un alt criteriu. Da. Da. Am testat, eu am ieșit cu părul așa, făcut grețit de sare de acolo. Da. Păi am stat o oră. Că trebuie să recunosc, în pregătirea emisiunii am fost acolo, am stat de vorbă cu invitații mei și am petrecut aproape o oră, cred că am stat acolo. Acum, sincer, așa cum am și scris într-o postare, efectele s-au văzut imediat, dar ca să mă convinc că au fost într-adevăr de la ora aceea de stat în salină, va trebui să mai repet experiența ca să compar, să văd dacă într-adevăr. Ceea ce s-a întâmplat după ce am stat acolo a fost că n-am mai avut probleme, eu am o alergie foarte păcătoasă care îmi dă de furcă și vara la curenți de aer. Și n-am mai avut probleme și am dormit foarte bine în noaptea aceea. Da, păi tratează și insomniile. Păi asta este. Hai să vedem ce
că am văzut că de cât ați așezat-o, ați pus-o pe poziție. Vreau să mai spun un lucru. Da. Sarea e de la 210 metri adâncime. Deci e sare gemă, netratată, nenimic. Sare naturală. Da. După cum ați văzut și noastră acolo la locul faptei, telespectatorii la televizor, sarea are diferite culori. Deci e și mai închisă și mai deschisă. Aia mai albă e mai pură, are mai mult natriu clor. Sarea are 80 de elemente, așa au constatat cine a studiat. Da. Uitați, se vede, aia albă are mai mult natriu clor. E mai, mai pură, ca să zic așa. Iar aia mai neagră are mai multe, deci până la 80 de elemente. Și asta am vrut să spun, că e netratată, deci sare, gemă, sare naturală, din săcământ. Da, de la 210 metri adâncime. Haideți să vedem, venim acum și să vedem câteva dintre beneficiile pe care le are o astfel de cură. Bine, toată lumea știe, practic, că merg la salină, se merge la salină de... Da, de... sute... poate 100 și ceva de ani se mergea la... Da. Pentru că se cunosc efectele benefice pe care le are sarea asupra sănătății și în special asupra sistemului respirator. Da, asupra plămânilor și efectele pe care... sau efectele benefice pe care le primesc oamenii, să spunem, în salina naturală, salina adevărată, sunt egale cu cele din această salină artificială? Sunt egale. Acum, să nu ne mințim că se tratează 100%. Deci să fim corecți. Depinde și să... faza în care... Depinde faza. Da. Că dacă are un nas bronșic de... copiii, în general... Sau m-am dus odată, am stat o oră și gata, vreau să mă fac bine. Da. Copiii, în general, bolile la ei sunt în faze de început. Și nefiind ceva foarte cronic, se rezolvă mai repede. Mai repede. 5, 6, 10 ședințe, până în 15 ședințe, se simte rezolvarea, chiar și vindecarea. La adulți, faptul că sunt bolile cronice, sunt învechite, ele s-au pietrificat acolo în aparatul respirator, e foarte greu să vindeci așa ceva, dar se poate ameliora. Ceea ce e un lucru foarte important. Eu am făcut o statistică. M-a interesat și fiind tot timpul în mijlocul celor care vin la salină, i-am întrebat la prima ședință cu ce au venit, cu ce probleme au venit. După câteva ședințe i-am întrebat ce au simțit, ce simt până la sfârșit și am făcut așa un procent. Vreau să vă spun că cam 87% au fost mulțumiți. Deci sunt și oameni mulțumiți, oricât ai vrea să... Bine, acum depinde și de așteptări. Pentru că mi-au spus că nu s-a rezolvat problema, dar v-a simțit. Da, pentru... moment, pentru o oră, depinde două, și de așteptări, exact ce spuneam. Da. Dar pentru că nici statul, nici mersul la salină, la Turda, la Prahova, unde se merge, nu rezolvă pe deplin fără un alt tratament. Dar nici cu tratamentele medicamentoase, medicii nu rezolvă problemele 100%. Vreau să vă spun că cei care mi-au trecut pragul salinei au fost cel mai mic a avut 6 luni și cel mai mare 86 de ani. L-am băgat tot în categoria copiilor. Afecțiunile pe care le-au avut dumnealor le-am rezolvat. Deci eu spun că le-am rezolvat, pentru că le-am spus oamenilor și altceva în afară de ceea ce fac în salină. Deci trebuie să aibă și o curățenie, un anumit, deci un regim de viață. Nu pleci de la salină, te duci mănânci înghețată. Pleci de la salină, fumezi. Te duci și fumezi sau bei bere rece sau apă rece. Nu, deci trebuie să ții puțin cont că faptul că ai venit aici să faci ceva, ai venit să faci un tratament.
și să-l adică respecti. Practic sarea aia, bionia aceea de sare pe care îi inhalezi, trebuie să se păstreze, nu, mai mult timp, să rămână mai mult timp să acționeze, să-i lași mai mult timp să acționeze pe... Pentru că faptul că stai numai o oră, faci o ședință de o oră, în ora aia sunt 4 ore de salină naturală, dar mai continui o oră să stai cu sarea pe căile respiratorii, încă o oră în plus. Deci îți mărești timpul de a sta cu sarea de pe... De fapt, sarea ca tratament este veche în poporul nostru. Deci românii noștri foloseau foarte des sarea. Și eu vreau să spun că, cum se zice, acum dau din casă, când copiii mei erau mici, aveam ciorăpelul cu sare, așa știau, ciorăpelul cu sare, aveam sare pusă caldă. Sare, da, exact, da, care se întotdeauna stătea pe calorifer și era când era caldă și cum aveau probleme, cum tușeau ceva sau simțeam eu ca, puneam ciorăpelul pe piept și era primul tratament. Primul tratament. Sarea dată în gât. Și vreau să spun că eu am păstrat și acum. Cu sare, la răceală, gargara, da? Exact, am un fum de sare în aia grunjoasă, stăteai în apă caldă și scăpai deci de răceală. Deci efectele terapeutice ale sării sunt bine cunoscute și folosite sarea, de noi. E un miracol, dar trebuie să și crezi în... doctorul Georgescu spunea că sarea e o minune, dar noi oamenii nu prea credem în minuni. Da, uite, vedeți, poate ar fi trebuit acum, dar poate altă dată și să vorbim despre beneficiile sării și beneficiile unui tratament în salină să fie avut medic. Apropo, ați colaborat sau mai bine zis, cum ați colaborat cu medicii din Giurgiu, dacă ați au fost receptivi la acest lucru? Nu. Îmi pare rău să spun, nu au fost receptivi, am trecut pragul câtorva medici, le-am dus pliante. Și nu, îmi pare rău să, că eu am lucrat și cu dumnealor, am lucrat în spital o perioadă și soțul la fel, nu, au privit cu neîncredere. Cu neîncredere, să nu spun cu dispreț ceea ce noi le-am propus. Deci a fost ca o... Nu propus, noi atât i-am anunțat că am făcut o salină și dacă au pacienți care au nevoie, poate să-i îndrume. Vreau să spun că este o doctoriță din București. Personal nu am cunoscut-o, dar am avut ce mai mulți pacienți trimiși. Că noi întrebam, dar cine v-a trimis? Și spun numele pentru că o respect. Da. Pentru faptul că o respect. Doctorița Simion, nu știu ce nume, este în policlinică, este orelistă, am înțeles că este medic venit de la București. Este pe, se mulează pe specialitatea că în general problemele respiratorii. Și foarte mulți copii am avut care mi-au trecut pragul salinei, trimești de la Butimex. Deci nu medici pe deci el, care au avut probleme mai și serioase, eu au ajuns la Butimex? Eu nu i-am înțeles de ce... Nu încearcă să-i trimeată și la mine la salină. Nu pentru a face eu afacere, dar ca o alternativă, ca o alternativă la, ceea ce, la tratamentul pe care dumneavoastră prescrie. Da. Pentru că la mine în salină nu se face alt tratament decât respiră. Un copil merge în parc, părintele îl duce în parc să joace, să alerge, el respiră aerul din parc unde, pe unde a trecut un câine, îmi pare rău să... Asta adică e, chiar mai mulți. Da. A trecut cineva cu o motoretă. Mașinile pe stradă. Cineva care a aruncat gunoi și amestecat cu praful, copilul inspiră. Nu știu de ce nu le indică să vină la salină. Eu în salină am sare pe jos, asta unde copiii spus. Să se joace în sare. Și un eșelen loc de joacă, de, pentru că pe 3 sferturi din suprafață avem sare pe jos, între 15 și 20 de centimetri de sare din aia la sac, în care copiii se pot juca ca nisip. Am văzut că aveți ne-am jucării acolo. Ne-am promutat nepotul meu niște jucării. Deci partener de afacere acum. Păi da, partener. Păi, normal, profituri. Normal, da. Sponsorizat. Da, și să joacă, deci poate să joace în sare exact ca nisip. Eu când am venit eu chiar era un tătic.
Da. Cu o fetiță, care se juca acolo, stătea acolo. Și ca să nu mai spun de nepotul dumneavoastră, care deci, de câte ori vine acolo, se duce. Nevastră vă să spună, n-am avut copii care să plictisească, să zică, hai să mergem, o oră e mult. Adică, hai să acasă sau... Da. Sau după ce vin două, trei ședințe de la poartă și până unde e salina, că e un pic în spate, copilul o ia înainte. Deci chiar dacă are 3 ani sau 4 ani, el o ia la fugă. Iar de ceva de care sunt surprinsă, ultimii copii pe care i-am avut la salină, toți mă iau de la poartă de mână. Mamaia, mergem la salină, mamaia, și dacă nu mă găsesc, strigă mamaie, unde ești mamaie, mamaie? Și astăzi sunt copilari la 3 ani, 2 ani jumate, 3 ani și astăzi chiar am fost eu plecată undeva și a venit și fetița, o fetiță mică și mamaia, mamaia, zic, nu e mamaia. Dar să vă spun și altceva, nu numai că fac tratament la salină, eu le povestesc copiilor. Mai stau și cu ei, pentru că unii sunt mai, fiind mai răsfățați, sunt puțin mai agitați și eu îi văd, îi simt de la început și stau cu ei un sfert de oră, o jumătate de oră, depinde acum până, și le povestesc, le spun tot felul de povești, vorbesc cu ei, îi întreb, îi duc unde vreau eu și să știți că copiii probabil nu știu ce simt ei. Bine, fiind bunică, probabil că fiind cineva străin, sunt mai atenți, că dacă le-ar povesti părinții, mama sau bunica, probabil... Și să știți că nu le povestesc decât de sare. Da. De sare. Mi-am format o poveste pe care le-o spun, durează un sfert de oră și când intră în salină și am văzut că sunt așa un picuț, încep să le povestesc. Zic, stai să vă povestesc eu ce e cu sarea asta, de unde vine ea, cu zâna bună, cu spiridușii, și ei stau așa de cumin și eu le spun, jucați-vă în sare, ia să vedeți că îl scoate la suprafață pe spiridușul. Faptul că se joacă sarea, deci atunci particulele alea fine le inspiră, și îi ajută, pentru că nasul și gura sunt căile de intrare ale oxigenului. Și dacă ele sunt obturate, normal că nu mai intră capacitatea care trebuie. Da. Există și contraindicații. O secundă, mă scuzați că vă întrerup. Statistic, ați văzut că acum se măsoară volumul în litri și la portbagaj, la mașini și la... Zice că un om respiră în 24 de ore 14.000 de litri de aer. Da. În un om care e normal, dar care are înfundate căile astea, nu mai inspiră. Și atunci, oxigenarea nu se mai face nici a sângelui, nici a creierului, nu la nimic. Deci în trebuie general, noi nu prea mai știm să respirăm. Deci trebuie privit și... Deci până sus. Că se oxigenează creierul și atunci altfel gândește, altfel, deci ești mai activ, ții minte mai bine niște chestii. Oxigenarea creierului. Mă gândeam, există și contraindicații, pentru că sunt convinsă că v-ați ne-am interesat de lucrurile astea. Bolile tiroidei, boala Bazedov, hipertiroidia, hipertensiunea, stadiu 3, cardiopatiile ischemice, stadiu 3, cancerele operate, toate bolile de plămâni, de BCU, cele care sunt purulente, sarcina avansată, pentru că sare reține apă, cei care fac dializă, iar nu pentru că rețin lichid și nu este contraindicat. Dar e un număr mic de contraindicații față de indicații, cu indicațiile. Deci oamenii care au aceste afecțiuni trebuie să știe că nu pot, n-ar fi. Păi noi și întrebăm sau le spunem să meargă la medicul. Tocmai asta, întrebați când vin acolo, când... când vin copiii la ei, nu cred. Să știți că și pe copii, la copii există anumite probleme care, deci unii pot suferi de boli ale rinichiului.
și care da. Nu, adică eu nu pot să-l primesc acel copil la salină să facă, să facă criză și da. Să da. Să întâmple ceva. Bolile contagioase la copii, indiferent că e grup sau nu, unul singur, deci da. Cei care vin și au boli contagioase, eu nu-i primesc. După ce își rezolvă problema, încă 21 de zile, aproape o lună de zile, eu nu-i primesc da. Să-mi treacă pragul, pentru că există riscul eu. De se știe că o anumită boală o poți lua în 14 zile, în 21 de zile. Perioada de incubație, perioada de incubație, care da. Fiecare, da. Dar eu, ca să fiu mai sigură, le spun o lună de zile, după o lună de zile, să nu vină copii cu temperatură, pentru că în momentul în care febra este foarte, foarte mare, are nevoie de lichid și el mai acumulează lichid și prin faptul că a inspirat sarea. Vedeți, mă gândeam, și de ce vă întreb lucrul acesta? Mă gândeam dacă nu cumva ceea ce faceți dumneavoastră acolo implică și o responsabilitate. Dar pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc, nimeni nu stă la salina de la Prahova, să spunem că e cea mai aproape, să stea la intrare, să întrebe pe cineva, pe toți cei care vizitează sau se duc acolo, să întrebe dacă suferă de anumite boli. Acolo intră cine vrea să viziteze. Bine, până la urmă, în afară de cei da. Care au trimitere da. De la medicul specialist să-și petreacă timpul acolo. În general, la salinile mari, sunt majoritatea sunt turiști. Turiști, da. Sunt turiști. Vede da, că nu se simte bine, iese afară. Petreci un anumit păi timp, da, că nu se simte bine, dacă nu se simte bine, se duce la lift. Are o amețeală, o senzație de vomă. Da, dacă se simte... Deci o stare generală alterată și atunci iese, pentru că nu poate să stea acolo. Mie, de exemplu, nu mi-a făcut bine statul acolo, pentru că spațiul ăla imens mie mi-a creat o stare de anxietate, nu de alte suferințe, de și n-am rezistat foarte mult. Da, claustrofobie și da, care au probleme cu spațiul de spații închise, da. Da. Dar aici, nu, aici nu te ține nimeni cum să zic, nu te simți bine? E ușa și a ieșit. Imediat, avantajul a ieșit este în... că e, mai, e o cameră mai obișnuită. Deci nu stai după da. Lift, nu stai după microbus, exact, nu stai după... Da. Da. E ceva... Da, și aici mai e avantajul că cineva pune întrebări la, da. La intrare. Ei, asta este, mă gândeam. Da. Știți că acolo nu pune nimeni întrebări dacă... Am avut o doamnă care avea o problemă, un astm mai vechi și nu se simțea bine și cu o hipertiroidie. Și a zis că riscă, eu da. Normal mi-am expus ceea ce aveam de spus și i-am spus că este contraindicat și dumnea i-a zis nu, pentru că mi-este mai rău așa decât Arminter. Și a intrat, a făcut o cură de salină, a zis că s-a simțit bine, simțea o amețeală, o durere de cap pe care în câteva ore îi dispărea. Dar s-a simțit bine pe partea cealaltă, că putea să respire și putea să se odihnească. Da, da. E un lucru foarte... Da. Noi am făcut și niște flyere, așa cum să spun acum, niște fluturași din ăștia în care am spus avantajele, indicațiile, contraindicațiile. Deci ele sunt, până să ajungă la noi, deja oamenii știu dacă au voie sau nu. Da. Da, pe mulți care zice nu știu ce, zic, bine, vă duceți și la doctor să întrebați, doctorul de familie sau un pneumolog, da. Ori, da. Da, și întrebați dacă aveți voie. Adică omul să fie, cum să zic, să nu stea cu frica, aoleu, dacă mă duc acolo la salină, îmi face mai rău. Deci omul trebuie să vină cu încredere sau, cum zic, degajat și conștient că îi face bine. Ziua de astăzi, da. Afecțiunile respiratorii au crescut foarte mult din cauza poluării, din cauza factorilor alergeni. Da, da. Au explodat, ca să zic așa, alergiile de tot felul, la tot felul de factori. Și tratamentul acesta cu sare este un tratament foarte util în astfel de afecțiuni și ale respiratorii. Și este natural. Da, deci nu... E poate un alt motiv pentru care oamenii unii au fost reticenți, să spunem, s-au gândit că poate e foarte scump la dumneavoastră acolo și că nu-și permit să vină.
Acum, avem prețurile. Da. Pentru că trebuie acum, să spunem că există și, buget, și un normal că există și un preț. Există și un preț, da, pentru că acolo este o investiție care a costat. Noi am trecut și pe la Casa de Sănătate și am discutat, cu domnul director, pentru că președinte. Eu oricum din prețul pe care îl am pe ședință, deși nimeni nu-mi dă diferența de bani, am făcut un discount. Deci am scăzut din el, am făcut un abonament la care se plătește mai puțin. Pot să spun, deci practic cât costă o oră, da, o oră pentru adult salariat este 15 lei, iar un abonament de 15 ore este 200 de lei, adică 2 milioane. Da, 2 milioane pe vechi. Pentru copii de la 0 la 10 ani, o oră este 6 lei, iar un abonament este 80 de lei pentru 15 ore. Pentru însoțitorul copilului până în 10 ani, copiii peste 10 ani, elevii peste 10 ani, studenții, pensionari, militari, șomeri, au tot așa 10 lei ora și aici cel mai avantajos, 100 de lei abonamentul pentru 15 ore. Deci nu e 150, e 100 de lei, e cel mai avantajos. Da. Dar această diferență, fiecare... adică vreau să vă spun că e mai puțin decât un pachet de țigări. Deci nu știu... Ora, da. Ora, acum nu știu privit așa fiecare, deci depinde cum raportează banii. 100 de lei nu e totuși o valoare ca să extraordinar de mare să-ți faci o cură pentru sănătatea ta. Care e împărțită pe 15 zile. Pe 15 zile, pe când la farmacie eu am văzut și vieții oameni care se duc și pensionarii și care lasă milioane de pe medicamente, pleacă de acolo cu pungile pline cu medicamente. Bine, noi nu putem să rezolvăm și celelalte probleme. Nu, dar... Se mai poate rezolva o problemă care este ține de cardiologie, este vorba de apnea în somn. Încetarea bătăii inimii în somn pentru o sufocare, oprește respirația pentru câteva secunde. Face pauză, pentru pauzele astea salina este foarte bună. Faptul că fluidizează. Până la urmă, știți cum ar trebui să considerăm acest tarif, să spunem așa, acest preț în deplasarea la salina naturală, care presupune cel puțin o săptămână de stat acolo, deci drumul, deplasarea, plus cazarea plus masa pe care deci se ridică. Ești cu copilul de la salină și treci în fața la toate... Deci eu cred că trebuie privit prin prisma comparației cu salina... Asta e avantajul salinei artificiale. Deci economie de timp. Aici, într-o oră, jumate, două, dacă e din oraș, a rezolvat ședința. Da. Deci e pe scurt. Urmă, distanța. Deci nu mai te duci, nu mai plătești cazare, nu mai... Dar, bine, acum vedeți, fiecare judecă în prisma lui. Eu de asta nu... Eu lucrez cu oamenii din 7-6, sunt tehnician dentar și lucrez cu oamenii și îi știu. Îi știu unde, unii, cum să zic, să facem milă de ei. Am avut un pacient anul trecut și îl cunoșteam de pe la Izvoare, la Chiriacu. Și zic, bine, zice, mă doare de vreo 10 zile, domnul Geu. Păi bine, de ce n-ai venit? Păi dacă vă spun drept, n-aveam bani nici de autobuz. Vă dați seama că îmi spune așa ceva. Da. Ce să... Este, sunt situații și în general. Dar... V-am spus... Oamenii cu situație financiară și, mai... Da. Mai slabă. Da, așa, e zona asta care am înțeles că am ajuns pe ultimul loc, Giurgiu și județul Giurgiu. Ne-a luat și Vasluiu, Sălajul și alte... Așa am înțeles statistic. Da. Din nefericire, asta este, suntem ultimii la toate cele. Să mai vedem. Poate și datorită nouă. Că nu facem... Avem o mare parte de vină. Avem o mare parte de vină. Și stăm... Să treacă luna, să vină ajutorul, să avem vină pe cineva la telefon, să vedem dacă... Alo? N-am mai avut răbdare, poate s-a întrerupt. Dacă vrea să revină, cu mare plăcere. Știți ce se întâmplă?
Noi am vorbit foarte mult și încă poate încă mai avem de vorbit despre această salină. Aceasta a fost subiectul principal. Dar nu trebuie să uităm și alte lucruri frumoase care se întâmplă la dumneavoastră în curte, ca să spun așa. Ne-a rămas relativ puțin timp să vorbim despre acest lucru și despre faptul că dumneavoastră primiți pacienții, ca să spun așa, într-un foaier. Un foaier în care este pavoazat cu lucruri de artă. Lucruri de artă, când spun asta, mă refer la goblenuri, pictură, da, și icoane. O, da, mini-expoziție de icoane. Tot ce este acolo, cu excepția icoanelor, sunt lucrate de mâna dumneavoastră. Avem aici câteva imagini cu goblenurile pe care le-ați expus, practic, pe pereții acestei... În mica galerie. În mica galerie, de la, da, galerie, da, de la Gigi, da, Sal. Da. Ne-a rămas foarte puțin timp să vorbim despre asta, pentru că am vrut să alocăm cel mai mare parte a timpului salinei, asta însemnând că vom vorbi cu altă ocazie despre această pasiune a dumneavoastră. Ce înseamnă această... acolo eu am un respect extraordinar pentru femeile și bărbații, pentru că și bărbați lucrează, da, care fac lucrul acesta. Nu știu, ce trebuie să simți ca să poți să te apuci, să pornești la un astfel de drum? Durere. Știți, m-am apucat de goblen într-o perioadă foarte grea a vieții. Am avut o problemă medicală și doctorul Iacob mi-a zis că nu scap de operație. Și i-am demonstrat că se poate scăpa de operație. Aceste goblenuri m-au ajutat. Am făcut o hernie de disc și vreo 6 luni de zile am stat în pat. La marginea patului, pe burtă, cu diagrama, cu pânza, cu ațele, cu farfeca lângă mine, număram, coseam și ore făceam acest lucru și uitam de durere, uitam de suferință. Aveam dureri fantastice. Cine a trecut prin așa ceva știe ce înseamnă să ai și ziua și noaptea, să nu poți să te miști. O aveam pe mama lângă mine, care ea mă ducea la toaletă, mergeam în patru, exact precum cățelul, în patru labe, și ea mă ajuta și stătea pe lângă mine și îmi dădea în mână absolut tot ce îmi trebuie ca să pot să cos goblenul. Și așa am cusut goblenul în urmă cu 30 de ani, m-am apucat de el. Deci acolo aceste goblenuri nu reprezintă numai o lucrare de artă, pentru că goblenul este o lucrare de artă. Ele înglobează acolo trăirile, da, unui om, durerea, suferința, ambiția, bucurile, da, și bucurile, că, da, să știți că am goblenuri pe care le-am lucrat cu bucurie. Am un goblen de suflet, refugiu la mănăstire, este vorba de o fată cu un copil în brațe, care stă pe piatră în fața mănăstirii cu copilul și cu bocceluța. 6 ani de zile eu n-am știut că pe fundalul acelui goblen este o icoană. Lucrat de mâna mea. Nu știu, a fost exact așa, nu zic ca o minune, că eu nu cred în icoane care plâng și alte astea, îmi pare foarte rău. Pentru cei care cred. Pentru cei care... așa, în general. Dar după 6 ani de zile l-aveam pe perete în sufragerie, într-o zi făceam curățenie și probabil că lumina a bătut într-un fel. Ați prins unghiul necesar. Unghi. Și am descoperit că l-am chemat pe Geo, vino puțin, vino încoace, ia uite-te, tu ai văzut? Da. Ce să văd? Ce văd, un candelabru? Mă, nu, lângă candelabru, e o icoană. Da, asta, povestea goblenilor e mult, mult prea, prea încâlcită și prea, cum să spun, am foarte multe, foarte multe povești cu goblenurile. Păi da, dar, stați puțin, că le vom spune și pe alea, chiar dacă nu astăzi, dar le vom spune.
De la goblenuri am trecut la pictura. E pictura naivă, nu e? Adică asta e primul tablou. Da, asta e pe un cartun de la o cutie. E pe un cartun ordinar, da. Lucrat în acrilic. Nici nu știam cum să folosesc. Da. Astea alte le-am făcut mai târziu, după florile mele din grădină, de la geamul, de la balcon, geamul de la bucătărie. Știți ce se întâmplă? Nu să discutăm calitatea artistică. Că nu au calitate artistică. Deci, dar valoarea lor terapeutică, despre asta putem vorbi? Super, da. Despre valoarea lor terapeutică? Da. Știți câtă liniște mi-e faptul că mă duc și le văd și știu cum le-am lucrat. Când merg și stau acolo în foyer și pentru o jumătate de oră vreau să mă liniștesc, mă uit la ele, le admir. Poate culorile, poate faptul că sunt flori, îmi aduce o liniște. Adevărul e că acolo în foaierul Salinei, nu știu de ce, deși stăm pe o stradă zgomotoasă, e o liniște. E foarte multă liniște, da? E o liniște, deci este o liniște, deci multă, din gălăgie. Multă lume ne-a spus, da, da, ai impresia că liniște, da. Este, dacă da, este, e rupt de realitate. Da, 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 nimic nu se mișcă, nimic. Nu, da, nu se aude absolut nimic. Iar icoanele care le-am expuse pe simeză și pe acea masă împodobită cu ștergare populare românești, avem aici. Sunt icoanele pe care de-a lungul timpului le-am dobândit. O parte din ele au vechime mare, foarte mare, nu am fost cu ele să le la să cineva le să le evalueze. Sunt de la străbunica lui Geo, da. Și soacra mea, o parte de la bunicele mele, de la mama, de la sora mai mea. Am cumpărat noi pe la mănăstire când ne-am dus de pe sora mea, după ce a trecut la stele, cumnatul meu mi-a adus absolut toate lucrurile ei și icoanele. Deci n-am păstrat absolut nimic, iar eu din ele am vrut să fac un altar, adică pe lângă icoanele celelalte. Acesta este un pristornic, am înțeles că așa se numește, poate am greșit, care are în jur de 200-250 de ani. Este din lemn, am înțeles că din lemn de alun făcut. Acesta care este expus. Da. L-a folosit străbunica și bunica mea când făcea presurile, mergea și la și punea... era ca o, mi-aduc aminte, ca o ștampilă, era pe colac, se punea, da. Are, am înțeles că este semnul Sfintei Treimi. Da, nu știu ce reprezenta, că eram prea mică, dar știu că punea în mijlocul colacilor sau pe... Prescure. Ele n-au valoare, icoanele, sunt numai sentimental. Și tot acolo, pe acea masă, am și Biblie de la alte culturi. Cei care mi-au trecut pragul și au avut plăcerea să aducă o icoană. Știu că ați în acest foyer ați organizat și sau ați găzduit, ca să zic câteva ședințe ale cenaclului Luceafărului, da, condus de doamna Dunia Părângeanu, da. Am avut plăcerea. Sunteți bucuroși de oaspeți, oricând am observat eu așa. Suntem deschiși. Nu avem nimic. Sunteți niște oameni foarte primitori care v-ați pus practic tot spațiul la dispoziție, dacă ținem cont că și cabinetul stomatologic este tot la dumneavoastră. Tot public, ce mi-a spus cineva care mi-a trecut pragul, un domn care lucrează la poliție, a zis, ce mare curaj ați avut să vă deschideți porțile, să vă intre oricine în... Da, pentru că intră în toată... În curte. În toată curtea, intră în toată casa dumneavoastră, intră practic. Așa e. Și am zis, atunci când ești cu inima curată și poți să primești pe oricine și ai încredere în oameni. Și nu m-au dezamăgit. Da. Vorbeam de cenaclu. Cu mare drag am primit și chiar pot să spun că s-au lansat. Dar au pășit pentru prima dată. Au început, da. Au început, au pe scena noastră.
Nu e o scenă, da. Carmen Lungu, Monica Soare, Mihaela Stoica, cântărețe, da, debutul, da. Și-au făcut debutul în, da, în lumea artistică giurgiuveană. Poete. Deși nou ne, ne place frumosul, ca să zic așa, participăm cu drag la ședințele Luceafărului. Acum am fost la, a făcut doctorul Cosmin Georgescu Cenaclu Valahia. Am fost și la ședințele lui. Iar, e frumos. Apoi, ați fost dumneavoastră, ați fost spectator. Da. Doamna dumneavoastră însă a urcat pe scenă, pentru că doamna scrie și versuri. A avut cu ce? A avut cu ce să urce pe scenă? Eu dacă n-am scris. Da. Da. Sunt copilărești versurile, da, mele. Da. Nu sunt... Dar, doamna Pieptănaru, haideți să stabilim un lucru. Vorbind de tablourile acelea, care n-au certă valoare artistică, este sufletul dumneavoastră pus acolo, este o trăire, este un sentiment pe care l-ați avut atunci. Apoi, versurile pe care le scrieți. Știu, am stat de vorbă. N-aveți pretenții de poetă, pentru că nu sunt lucrate, foarte elaborate, foarte... Iarăși este o simțire ieșită la iveală din sufletul dumneavoastră. Aici vorbim despre valoarea lor sentimentală și valoarea lor terapeutică. Este partea aceea de frumos care sălășuiește în fiecare dintre noi, dar pe care atât de crânceni din cauza vieții, din cauza, da, problemelor, le ținem, da, acolo închise, da, și nu le dăm voie să iasă la suprafață, când ele, de fapt, ne-ar face atât de mult ne-ar face bine. Da? Da, eu am reușit. Pentru să rup că probabil ca dumneavoastră sunt, da, foarte mulți, da, foarte mulți oameni, da? Dar iată că n-au avut curajul să facă pasul ăsta, să elibereze din ei acest frumos care există. Și eu sunt convinsă că în fiecare există așa ceva. Dumneavoastră ați avut curajul să lăsați să iasă la suprafață acest frumos care există în sufletul nostru. Nu e și vorba aia că românul s-a născut poet? Eu așa am înțeles. Dar eu am reușit, cu dumneavoastră. Eu am reușit să rup lanțul. Pentru că tot timpul mi-era frică de mine. De ceea ce făceam. Că nu este frumos, că este, eu știu, poeziile nu sunt, da, scrise ca lumea. Dar am reușit să rup lanțul și am un sfat pentru toată lumea. Nu cred că există cineva care să nu aibă un talent. Unul știe să cânte, unul știe să scrie poezii, unul știe să facă prăjituri, unul știe să... Aici, de exemplu, suntem la final de emisiune. Mai avem 4 minute, îmi spun colegii mei. Aici deja aș fi putut să dau startul unei noi emisiuni de încă o oră și încă o oră de acum încolo să pornim de la ceea ce spuneți dumneavoastră. Este vorba despre comunitatea în care trăim și despre acele mișcări artistice de amatori care au apărut în ultima vreme în orașul nostru și eu mă bucur extraordinar că au apărut piese de teatru jucate de amatori. Da. Iată cenaclul, aceste două. Valac, da, și Luceafărul, da, care primesc în rândul lor oameni care vor să-și expună gândirea, trăirea lor proprie, ceea ce e un lucru extraordinar. Vreau să spun ceva. Totuși, noi am fost și la piesele de teatru de care spuneți noastră, și la Cenaclu, deci nu ne-a lipsit nicio ședință, Tică Lumânare cu Trubadurii Cetății, care facem fiecare lună. Vreau să vă spun că 90%, 80-85% sunt cam aceleași persoane. Da. Deci e o chestie pe care eu am, deci mi-o asum, că eu am spus-o primul. Un oraș în care nu sunt locuri de muncă, dacă vorbești cu cineva, domnule, uite, a fost un spectacol, de ce n-ai venit? Și n-am avut timp. Da. Deci, nu știu, mi se pare ciudat. Deci nu sunt locuri de muncă, nu e, dar nu are timp. Eu vă spun, și eu am dus lipsă de timp, mai ales când lucram și pe timpul lui Ceaușescu, pe urmă s-a înființat Porica cu Plată, lucram și acolo, lucram și la stomatologie în Anei. Nu aveam timp deloc, dar știți de unde luam timpul? Pentru o plăcere de-a mea sau pentru... din somn.
Deci important timpul, este că atunci când dormi mai puțin, se poate. Dormi mai puțin, da, de acolo, n-ai de unde să iei altfel timp. Depinde, oamenii care muncesc, dar nu toată lumea bine, muncește. Bine, eu spun care sunt ocupați, lumină, care sunt așa. Ocupați, da. Deci de la somn și banii poți să iei din economie. Deci eu am două principii ale mele. Îmi pare extrem de rău că s-a încheiat. Trebuie să punem punct aici, dar eu zic să mai pun și o virgulă lângă punctul acela, că după punct și virgulă mai urmează ceva. Sigur va urma într-un viitor apropiat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară și aș vrea... Și vă mulțumim. Și aș vrea așa pe ultima sută de metri, pentru că toți suntem la vorbim despre actele culturale, așa mai pe într-un fel să anunț prezența în orașul nostru vineri 21 august într-un spectacol, într-unul din restaurantele din oraș, nu pot să spun care, pentru că nu avem un contract de publicitate, dar este un spectacol la care, pe care îl va oferi Ileana Șipoteanu și va veni alături de soțul ei Dumitru Lupu, care este cetățean de onoare al orașului Giurgiu, într-un spectacol extraordinar pentru cetățenii orașului care l-au socotit demn de a fi cetățean de onoare. Sunteți invitați așadar să participați. Este organizată de Zapontis această întâlnire. Am ajuns la finalul emisiunii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc dacă ne-ați urmărit. Vă aștept data viitoare. Până atunci, la revedere și numai bine!